Și asta e paradoxul. Când stau în fața mea un antreprenor de 35-40 de ani, 45 de ani, și el face mobil, port, construcții metale și își face 2000 de euro, sau Eram de mult. Și alături de el stă cineva care are 2 ani de zile, dar știi ce înseamnă marketingul, vânzările, repede prin toate instrumentariul, tot instrumentariul ăsta și face intermediari și face 7000 de euro, 10.000 de euro sau 15.000 de euro. Și ăsta simte vinovat sau... Că el sau, nu, poate. E, că nu i corect nu, după ei există și o chestie de genul, eu atâția ani de experiență, eu am produs eu am investit în, în tehnică, eu mi-am luat credite. Înțeleg, dar dacă nu te adaptezi cu părerii de rău, pierzi terenul